Deci o să trag și niște cadre, dacă tot s-a făcut dezastrul ăsta. Pentru cine mă urmărește pe Instagram, a văzut că am avut o așa o mare revelație. Discutam cu Adrian, care este, cred că este consilier pe Tom Ford, și spuneam de noir de noir. Și la un moment dat, am pică, putea zic unde e noir de noirul meu. Și am luat tot dulapul la frământat, bine m-a ajutat fiul meu, pentru că nu aș fi reușit singură să fac, să tot urc pe scaun, să cobor, de ia cu amețeală, efectiv. Da, prostia se plătește, adică la cum le depozitez eu ascunse una după cealaltă în cutii, practic de ce le pun așa, le pun așa ca să se păstreze cât mai bine. Am alea scos și uitați-vă ce aici. Mama a trebuit să le pun la loc, dați-mă un pic la Max, până și Max, bietul de el, a obosit, el care este atât de vivace. Deci el pur și simplu a obosit numai cât s-a uitat la mine și la fiul meu. Aici, tocmai ce sosise și o cutie de la Raluca Vasile, singurul parfumier de lux din România. Îl găsiți pe fragrantica.com, tot ce a făcut ea, și pe site-ul ei. Da, fragrantica.com e the bible, mai zic, adică dacă ești acolo trecut cu niște lucruri, aia înseamnă că ești parfumier. Bineînțeles că și durează până o aplici, până oamenii te înscriu acolo și te verifică, că nu treci pe Fragrantica pe toți. Și de asta spun, uite numai bine, a venit cutia asta, o să-și găsească și aloc pe aici, pe undeva. A apucat să miros ăsta, parfum de cameră. Stați, ca să nu zic eu prostie, un concept practic dezvoltat de Raluca cu Florin Burescu. Recunosc că îl știu de pe Instagram, dar nu știu exact ce se ocupă Florin. Și ei au făcut niște chestii împreună, parfumuri, lumânări. Na, aici e și competența Ralucăi pe parfumerie și bănuiesc că competența lui Florin e folosită pe partea de design și concept. A, uite că și asta nu, uite, văd că s-a apucat. Aici scrie pe Florin Burescu și ăsta este ceva, un unt de corp, niște chestii pe aici, o să vă povestesc despre ele. E un concept de cadou, adică dacă în perioada asta vrei să faci cuiva un cadou mai aparte, da, uite, de exemplu, parfumul ăsta de cameră are și proprietăți virucide și bactericide. Și apropo de asta, să știți că foarte multe spauri, saloane, la nivel mondial folosesc genul ăsta de spray-uri cu tot felul de uleiuri esențiale pentru a menține un aer cât mai sănătos, atât cât se poate menține. Da, iar aici este balamuceala. Ia, uite. Ia, uite. Balamuceala mea. Asta e biciul meu. Ia, uite, cartea semnată de Roja. Da, acolo sus. Mi-e și frică să vă arăt că este cu un autograf al lui Roja. Practic, autograful lui valorează, cred că, mai mult decât cartea, că cartea e până în 200 de lei. Cred că acum s-a mai scumpit, nu știu. Eu am luat-o chiar din mâinile lui. Da. Și cam asta e. Să vedem dacă sunt capabilă astăzi să filmez o continuare la telenovela parfumurilor. Nu știu să vă spun, pentru că chiar sunt obosită, am avut o săptămână grea. Ia uitați-vă și pe ăsta micu. Ioc! Young. Am păstrat cutiile de la The Body Shop pentru că sunt foarte bune de păstrat, de depozitat. Uite ce am găsit aici, un Infinite Love. Mai vechiuț, oare mi-am notat pe el? Ce e? Mi-am notat, că de obicei mai îmi scriu aici sub capac. Da, Infinite Love e o firmă despre care v-am mai povestit. Face replici de parfum. Replici. Replicarea este un... o chestie comercială care se face de ani de zile și este se cheamă, este etică, este legală. Oamenii sunt înregistrați, sunt acreditați, au un acreditați, în fine, nu sunt legale, au o fabrică în Turcia care face chestia asta cu toate actele în regulă, au adresă, au telefon, ai cu cine să vorbești, adică nu sunt gen echipa care deține Infinite Love în România, nu doar că răspunde la mesaje, dar este foarte pătimașă, n-a răspunde detaliat. Cred că sunt printre cei mai customer friendly în materie de parfumuri, pe parfumeria asta ieftină, să zicem. Ce înseamnă ideea de replică? Ideea de replică este că mă inspir din ceva și fac și eu ceva.
Nu scriu pe el că este Chanel sau nu știu ce. Eu spun că este brandul meu și asta este. Este Infinite Love. Este inspirat, are ceva din. Eu mă inspir din aroma. Adică văd că are succes, nu știu, aroma de gurmand, de teme de paciuli și vanilie. Fac și eu ceva de genul ăsta. Chestia asta cu replica există de când lumea și în alte domenii. Să dau un exemplu. În modă, da? Celebra poșetă Messenger a lui Chanel, acea matlasată cu lanț, ia spuneți-mi voi cât, în câte feluri, și asta ați văzut-o la Zara, la Mango, la, da, mai nu știu la cine. Replica, hai să ne mai gândim, uite, replica la Coca-Cola în domeniul alimentar. Pe câte variante de Coca-Cola la prăjit, toată lumea e legal, adică nu e cine vrea brandul, vrea brandul. Asta se practică în domeniul în care oamenii sunt foarte atrași de niște branduri, nu și le permit la un moment dat sau sunt în faza de a exersa. Băi, hai să văd, mă pot, să, de exemplu, să port un parfum care seamănă cu Shalimar, dacă pot să-l port pe ăla care seamănă un pic cu Shalimar, poate o să-mi cumpăr Shalimar. Dar nu sunt sigură, pentru că trebuie să existe și lucrul ăsta. Uite, Yves Rocher. Apropo, și la Yves Rocher era la un moment dat un parfum care semăna foarte, foarte bine cu Jadorul de la Dior. Am uitat. Ai, cred că e în sou elixirul ăla. În fine. A, și Victoria's Secret, uite. Uite, vedeți că parcă s-a adunat. Victoria's Secret, de exemplu, toate aromele de la Victoria's Secret sunt inspirate din aromele foarte iubite de către marea masă a consumatorilor. Așa, și n-a zis nimeni că Victoria's Secret face fake-ul ceva ilegal. Deci cam pe acolo se situează ideea de replică. Atenție, una este replica, nu confundați replica, care este legală, este toate alea cu fake-ul, da? Fake-ul este totul altceva. Fake-ul este când aici ar fi scris sau aici scria, nu știu, Chanel, nu știu, dar el de fapt nu e Chanel. Știi, nu e făcut de Chanel. Ăsta scrie Infinite Love și este făcut de fabrica care are Infinite Love. Ați așa, unde este asta? Ia ca cilea, tot. Tot e spus. O să-i sun pe oameni. Deci, echipa de la Infinite Love din România abia așteaptă să-i sune cineva și să-i întrebe și să-ți explice tot. Ți arate tot ce se poate arăta, filmul cu fabrica, ce fac ei, deci pe ei nu-i deranjează când ia cineva la puricat, pentru că oamenii sunt cu toate hârtiile la zi. Da, dacă aici, v-am zis, dacă aici scria că, asta, de exemplu, nu mai știu, mi se pare că seamănă cu un anume parfum, dar scrie Victoria's Secret Rush. Ba, asta ca să lămurim așa cu ideile astea, că replica e una, fake e altceva. Mai sunt și filme de replici pe piață, uite, DMP mai sunt. Cine mai erau? Mai erau unii care mai făceau replici. Am uitat, doamne. Am avut Famous? Nu știu, am avut niște parfumuri de la un alt brand care tot așa făcea replici cât se poate de legal. Asta urmărit să aibă o fabrică, adică să existe oamenii ăia și să existe un interlocutor care să-ți explice ce și cum. Un număr de telefon, un contact. Pe când pe fake-uri n-ai să vezi așa ceva. Stați că acum am găsit. Aici am o sticluță de esență de Faraway. Asta se dădea la directorii de la Avon, nu știu. Este esența. Uitați cum a rămas pe fund din Faraway-ul de la Avon. Că de-aia mi-e ciudă că Avon nu mai face ce făcea odată. Este, dați să-mi aduc eu aminte. Aveam vreo 23 sau 24 de ani când am primit sticluța asta. Așa. Și încă am. Doamne, deci numai pe aici. Deci asta era esența din parfumul Faraway de la Avon. Avon? Avon, te rogăm frumos să reeditezi. Eu voi fi, îți jur, îți cumpăr cel puțin două sticluțe din Faraway, da? Esența. Esența, esență, da? Adică să-mi rămână pe sticlă așa. Așa să-mi rămână. Maro-ul ăla, care mi-arată că sunt niște ingrediente bune acolo.
Vă arăta muaj acum. Să știți că din tot ce am mirosit de la muaj pentru gagici, cel mai mi-a plăcut Epic. Și am preferat să le cumpăr în această variantă. Odată, pentru că eu cu sticluantele alea mari, ale lor pătrățoase, n-am, adică da, sunt frumoase, nimic de zis, îmi doresc o sticlă de aia. Ideea este că pe astea le și păstrez mai bine. Și inclusiv la partea financiară a fost mai avantajos să iau setul ăsta decât să iau o sticlă de aia mare. Alte arome de la amuaj nu pot să spun că mă încântă în mod deosebit. Nu mi se pare că se încadrează neapărat la categoria de nișă. Epicul. Epicul mi-a plăcut într-adevăr foarte mult ca aromă. E adevărat că poate nici n-am mirosit suficient. Tot mergeam la Elize parfumerii și mirosea, mama a avut și multe mostre, adică mostre de canturi și așa, dar nu m-a determinat nimic să zic, da, gata. Așa, în schimb, Epicul a fost o surpriză plăcută. Am o cutie cu mostre și am acele Discovery kit-uri de la Sylvain Delacourt. Sylvain Delacourt a fost multă vreme director artistic la Guerlain. A plecat apoi și și-a făcut propriul brand. Uite asta, am tot un plan, am zis că aș vrea să cumpăr o sticlă de aici, format full size, dar nu sunt banca mondială. Și m-am bucurat măcar că am putut să iau din Discovery seturi. Astea au fost ceva mai accesibile. Am o bijuterie de parfum, Le Baiser du Dragon. N-am ce să vă spun, pe la vreo 20 de ani, eram studentă, mi l-am luat în format fake, pentru că nu mi-l permiteam, n-am ce să vă spun, la 20 de ani aveam zile când mâncam fulesc cu margarină. Adică, nu făceam tot timpul foamea, dar erau și zile când făceam foamea. Pentru că, na, studenție, asta era. E și orgoliul ăla să nu ceri, să nu așa, să stai acolo. Și am avut Le Baiser du Dragon atunci în format fake, de la stilouț, așa. Iaca, am încetat cu și și-a luat și Le Baiser du Dragon de la dragonul lui, de la Cartier. Am zis continuarea așa la partea asta din telenovelă, care nu mai știu în câte episod. Stai că mă uit acum, uitat la câtele episod. Colecția de parfumuri, ăsta a fost episodul 8, ăsta cel mai recent, deci asta înseamnă că de acum e episodul 9. Bun, după ce ați văzut balamucul dinainte și apropo de asta că am primit
un mesaj pe Instagram, din Insta Stories, după ce am pus eu balamucul de parfumuri care este aici, cineva mi-a zis ar mai trebui să mai donez din ele. Cei care mă cunoașteți știți că eu am mai făcut și la mine pe pagină donații de genul, puneam, donez parfumul ăsta, tu doar trimite-mi, cum se cheamă, dovada că ai plătit, bine, se înscriau acolo oamenii care aveau parfumul respectiv, eu dau 100 de lei, eu dau 150 de lei, eu dau 100 de lei, nu vă imaginați că s-au strâns cine știe ce sume. Și banii nici măcar nu ajungeau la mine, anume ceream doar dovada de plată, un print screen pe care să-mi-l trimită omul în privat să văd exact că s-a donat în contul, atunci a fost pentru Cola Cariola, cei care au făcut adăpostul de animale. E un proiect foarte cunoscut, dacă nu-l cunoașteți, dați doar pe Google Cola Cariola. Și apoi eu trimiteam efectiv parfumul, deci banii nici măcar nu ajungeau la mine. Iar donații, să știți că fac... pentru că am în jur și persoane care nu își permit parfumuri, iar eu sunt de părere că donațiile trebuie făcute așa. Întâi trebuie să le faci din zona ta de foarte apropiere. Sunt convinsă că fiecare are în anturaj o cunoștință, o rudă, o cineva care nu are foarte multe posibilități și care și merită să fie ajutată sau care vrea, pentru că sunt oameni care nu vor să fie ajutați sau care nu merită să fie ajutați. Mai exact, dacă eu aș face cuiva cadou un parfum și aș ști că acea persoană se duce să vândă parfumul ca să ia bani, să-și cumpere alcool și țigări în loc să-i dea copilului ceva de mâncare, în mod cert nu i-aș da. Deci verific chestiile astea înainte, că sunt destul de adult așa, știi? Adică n-am îmbătrânit degeaba. Și da, fac. Și m-a deranjat acel comentariu pentru că aia a văzut omul ăla în tot ceea ce am zis, aia, de ce nu faci donații? Nu înseamnă, vezi, că noi am rămas cu mentalitatea asta că vai că dacă ai, trebuie să dai. Dacă ai, în primul rând, trebuie să înveți și pe alții, ăla e adevăratul ajutor, să își facă singuri treaba. Da? Deci e mult mai valoros acest lucru decât o să dai. Că generozitatea asta, cum se cheamă, asupritoare, nu face decât să-l facă pe celălalt să îmbrățișeze această postură de victimizare. Lasă că stau aici și cer și o să primești, decât mai bine e să-l înveți, știi? Uite, poți să înveți să faci ceva, eventual să-i dai ceva de muncă, dacă ai ce să-i dai, bineînțeles. Bun. Și acum o să fac aici niște recomandări de parfumuri de iarnă, pentru că, apropo, mă uitam la niște poze de pe la Cluj, astăzi Cluj-Napoca ca nins. A început să fulguiască și pe la Brașov și atunci numai bine cred că ar merge niște recomandări de parfumuri de iarnă. Și o să încep cu Loto Cocoon. Este un parfum care, culmea, vine din Columbia, de nu cred eu că oamenii ia pe zăpadă. Așa. Dar e un parfum foarte cald ca și arome și se potrivește foarte, foarte bine pentru această perioadă. E o aromă, cum să zic eu, foarte caldă, dar în adevăratul sens al cuvântului. Mă uitam aici dacă se văd aromele, pentru că Mario le mai trece aici, adică nu le trece, vetiver și mai este ceva aici, dar nu văd, de ce nu văd? Stați un pic să-mi aprind becul. Este atât de întuneric. Deci nu știu ce scrie aici. Dați așa că o să iau o lupă. Este încrustat pe... Loto și vetiver, da. Hai să vă arăt ce e. Să scrie aici, created pentru Ana Maria. Da, m-a prins un pic becul. Vedeți, asta e diferența între lumina artificială, mă sting, și asta e lumina naturală, la ora 4, dar n-avem ce să facem, că a venit iarna. Loto Cocoon îl găsiți pe nichescent.ro. Este magazinul lui Flavius, care și-a lansat și Collage Editions, găsiți acolo și parfumurile lui. Și ăsta costă 900 de lei, dar luați în calcul că aici sunt incluse și cheltuielile, pentru că el vine tocmai din Columbia. În plus, Mario își selectează foarte, foarte atent ingredientele și este o persoană care face parfumerie de nișă pe zona aia mai artizanală. Începe să miroase lumânarea de la IPA, Your Personal Aroma, da, lumânările create de Raluca Vasile, pe care am bărfit-o un pic mai înainte. Așa, bun, Loto Cocoon ne-am lămurit. Următorul ar fi Organza,
Florganța e un parfum tot așa destul de greu de purtat în, în anotimpul prea cald, adică devine chiar toxic. Așa, nu o să vă mai povestesc eu prea multe despre note și nu știu ce, că asta puteți să intrați și voi pe Fragrantica și să citiți, că de-aia nu cred în chestiile astea cu abonații mei sunt neajutorați și eu trebuie să-i ajut să le zic toate informațiile. Cred că sunteți destul de capabili să vă citiți singuri pe Fragrantica. Ce e posibil să displacă unor persoane care nu pot duce parfumurile gen prea dulci, adică dacă ești genul care nu duci, să zicem, nu duci Angelul de la Mugler sau nu duci Samsarau de la Guerlain, s-ar putea să nu-ți placă nici ăsta. Deci ăsta intră mai degrabă în zona celor care pot să duc așa genul de parfumuri mai intoxicante. De-aia Organza nu e suportat de multă lume. Pe temperaturile totuși foarte reci, cum încep să fie acum, și aplicat pe haină chiar, pe fular, pe asta, pentru că nu toată lumea poate să-l ducă pe piele, să știți că nici eu nu pot să-l duc tot timpul, dar aplicat pe un fular, pe șarfă, merge frumos. Din categoria parfumurilor de la Tom Ford, că dacă tot astăzi am răscolit, totul apucat să găsesc un parfum de la Tom Ford, vreau să vi-l arăt pe Noir. Noir. Și să vi-l arăt și pe Noir de Noir și să vă spun și diferența. Noir și Noir de Noir. În primul rând e o diferență între ele de poziționare, pe lângă faptul că există o diferență de aromă. Tom Ford Noir intră în linia de mainstream a lui Tom Ford, adică parfumeria mai pentru toată lumea, mainstream, zic, drumul principal, să zic așa, adică știi, adică ăla pe care ai mai multă popularitate, gen Tom Ford Noir, este genul de parfum pe care poți să-l pui alături de, da, uite, și de Organza, și de nu știu ce parfumuri de la Lancôme care sunt acum. Ce are el în plus, normal, are expertiza lui Tom Ford, parfumierilor cu care lucrează Tom Ford, și personalitatea lui, pentru că nu cred că trebuie să mai spun ceva despre Tom Ford, că nu fac decât să repet apa caldă, care, na, se vede, se simte și este genul de parfum întunecat cu foarte multă și ambră și piele și lemnos și tot ce vrei tu, dar este ușor, ușor, spun, doar masculin, adică nu intră în dulcele grețos, dacă pot să spun așa. La Organza poți la un moment dat să spui, bă, e prea grețos, la ăsta nu poți să spui că e prea grețos. La Tom Ford Noir de Noir intrăm deja în altă zonă și intrăm în zona parfumeriei de nișă, pe care la Tom Ford o găsim sub numele de Private Blend. Cam fiecare brand ăsta care este prezent și în mainstream și în nișă, adică care merge pe două linii, își denumește într-un fel sau altul linia de nișă. De exemplu, la Dior, parfumurile care intră în linia de nișă se cheamă Maison Christian Dior. La Chanel, les exclusiv de Chanel. La Guerlain, nu vine să cred că am uitat, pentru că eu mai multe, nu știu dacă e o denumire pentru toate, dar cred că are le Parfum de Prestige sau nu știu cum le zice, dar în fine, ei au mai multe colecții. Are Matier, Le Parisien, Le Parisien, Les Eaux de Rituel, Guerlain are mai multe, pentru că Guerlain oricum e un fel de... Dacă e să mă întreb pe mine, cam tot o mare parte din parfumurile și de mainstream al lui Guerlain s-ar putea încadra tot la nișă, știi? Ce are ăsta este că e genul de parfum care te năucește la propriu. Deci după ce te dai cu Noir de Noir, începi să ai foarte multe așteptări de la parfumurile acelea pe care noi le numim opulente, corpolente și care... și cu siaj și cu ce vreți voi și cu proiecție. Deci asta este în primul rând un parfum care nu poți să dai cu mai mult de două pufuri. Adică tu poți să dai cu mai mult de două pufuri, dar după ce te-ai dat mai mult de două pufuri, trebuie să iei în calcul că s-ar putea ca persoanele din anturajul tău să spună, băi, ești dată prea mult. Asta odată. Și am observat că lucrul ăsta, din păcate, este încă plăcut de consumator român.
Ce are în schimb? Aici chiar trebuie să fii un geniu să scoți un asemenea parfum Noir de Noir. Chiar a fost probabil un moment de genialitate. Bine, am mirosit din colecția Private Blend destul de multe, mai am și de Cant. Știu că nu pot să-l duc pe... E unul pe care nu pot să-l duc deloc. Am uitat. Cred că Tuscan, că se spune Tuscan Leather, ăla cred că nu pot să-l duc. Tabaco Vanille, îmi place foarte mult. Sunt și câte parfumuri. Uite, asta e acum discuția la Private Blend-ul lui Tom Ford. Mi se pare că cele mai recente lansări din colecția lui de Private Blend, adică colecția de nișă, parcă ușor migrează înspre o zonă de mainstream. Cred că asta este cea mai mare suferință sau, și o chestie care se întâmplă și la Francis Curgean, să-ți migreze nișa spre mainstream. Și la nivel de calitate, și la nivel de percepție, și la nivel de tot. Acum, până la urmă, depinde ce vrei. Că dacă tu vrei să fii foarte pe marketing, dacă tu, până la urmă, urmărești mai mult partea de profitabilitate, de poziționarea brandului și așa mai departe. Și mai ales oarecum dacă te împinge și piața, dacă te împing și acționarii din spate și conducerea așa mai departe și trebuie să o faci și depinde și câte o coloană vertebrală ai, te cam duci în zona aia. Sau nu neapărat coloană vertebrală și ce dorești, pentru că sunt oameni care sunt foarte fericiți să vadă că vin cifrele, multe, 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 știi? Dar nu asta este tot. Acum, eu nu am mai văzut în ultimele lansări de la Tom Ford din Private Blend ceva care să bată Noir de Noir sau Tabaco Vanille sau ce mai au ei. Mai sunt, mai am colec... Nu-mi vine acum ca pentru că am mirosit extrem de multe, iar n-am atâta memorie aici, că nu sunt așa de deșteaptă să le țin minte pe toate și totodată nici buzunarul nu-mi permite și ar fi și stupid să mă falimentez acum să-mi iau tot ce îmi place. N-am cum, le prioritizez și eu. Deci rețineți, ce este Private Blend este de nișă, ce este Tom Ford normal în sticluțe. Astea le diferențiați un pic și după sticluțe, că cam tot ce este colecția lor de nișă, adică Private Blend, e că în sticluțe cam așa. Și mai sunt sticluanțele alea mari, cum le zice, doamne... mari, mari așa și cu off. Să văd dacă o să am cum să inserez poate aici o poză, să văd până la editare dacă găsesc. Mă duc într-o extremă înaltă. Am trecut de la nișă și Tom Ford și mă duc spre Infinite Love. Ce am aici, sper să mai fie în sortiment, este ca 100... Dacă s-a prins becul, că nu, e întuneric rău, 189. Ca 189, voi vedeți bine pentru că camera are șmecheriile ei. Ia să vedem. Ca 189 de la Infinite Love, care este o replică după Samsara. Și o să repet pentru a 7-a miliardă oară care e diferența între parfum replică și parfum fake și parfum original. Deci am făcut și articol despre asta, am făcut și clip. Da, da, facem, repetăm. Replica este genul de produs care se face după un alt produs care are notorietate foarte mare și care a devenit deja brand de prestigiu și replica nu face decât să preia ceva din ce este acolo în ăla primul, cum ar veni, și să-l facă sub altă formă, altă sticluță, dar fără a scrie aici, de exemplu, aici nu scrie că e Guerlain Samsara, ci scrie Infinite Love, iar compania asta există, uite așa, există, are fabrică, are număr de telefon, ai cu cine să vorbești, sunt legali, sunt toate alea. Iar obiceiul ăsta cu a replica este folosit și în alte industrii, precum în industria alimentară, Coca-Cola, îmi spuneți și mie câte replice există de Coca-Cola pe piață, le-ați numărat, vă spuneți că sunt multe. Modă, faimoasa poșetă Messenger a lui Chanel, lansată chiar de Coco Chanel, care se află azi în replici inclusiv de la Yves Saint Laurent până la... Deci nu știu cine n-a făcut celebra poșetă matlasată și cu lanț așa. Deci nu e nimic aiurea, greșit, ilegal, neetic și mai departe.
era greșit, ilegal și nesimțit dacă aici scria Ghirlan Samsara. Dacă aici scria chestia asta, da. Atunci, infinite love, wrong. Dar nu, ei nu fac decât să se uite în tot ce există arome plăcute de oameni și să le facă de marele public cumpărător de parfumuri și să le facă într-o formă mai simplă, ca să o sticlă arată super... N-are nimic deosebit, n-are nimic care să măcar să te ducă, să vrea să te păcălească că este Ghirlan Samsara. E împrumută din aromă și aroma nu este 100%, că n-ai cum. Este undeva la 90%, aș spune eu, față. Dar e un pic o trimitere, adică dacă vrei ceva care să miroase precum. Că acum, slavă Domnului, apropo, pervolul, pervolul la roșu care a ieșit acum, cine l-a mirosit, are o duce un pic înspre ăsta, Black Opium la Vie Belle, e undeva pe acolo. Pentru că oamenii s-au orientat, apropo, că și aromele de detergență gândite tot de oameni care au făcut școală de parfumuri, de arome, de nu știu ce, de asta. Și atunci ce să faci? Să faci un brief. Băi, care sunt aromele cele mai plăcute în acest moment? Băi, astea. Ce detergent să scoatem? Chestia? Hai să scoatem, uite, un detergent ăsta premium. Și închei cu celebrul și faimosul Opium de la Yves Saint Laurent, un parfum care era aproape să fie interzis la vremea respectivă doar pentru că se cheamă Opium. Eu am aici apa de parfum, da, și ăsta e destul de recent, nu-i așa, de vechi, precum este, de exemplu, această miniatură. Asta e miniatură mai vechiuță, care vă arăt eu acum, destul de vechiuță. Eu știu că n-a fost extraordinar de ieftină, dar nici foarte scumpă, adică cred că am dat, nu știu, am dat peste 10 euro pentru chestia asta mititică aici. Stă să văd exact câți mililitri are, ca să vedeți cam ce înseamnă. 7,5 mililitri. Hai să stingem că... Ia să vedem, o vin mai aproape de geam. Da. Bă, vintage e vintage. Care e diferența acum, să vă mai zic, și între vintage și parfumul actual? Da? N-am avut bani de Opium vintage în format așa. Sunt pe eBay, sunt pe grupuri, dar acum, doamne iartă-mă. Diferența este în felul următor. Absolut amândouă miros la fel. E o chestie doar la capitolul transformare și cât de tare ai tu nasul. Dacă reușești să diferențiezi niște lucruri, înseamnă că ești mișto, adică ai un nas format, ai un nas antrenat. Sau ai din naștere, ai receptorii de senzorii tăi acolo, care percep mirosurile și trimit mesajul către creier, foarte bine aspectați, ca să spun așa. Ei, ce se întâmplă? În timp, toată legislația despre ingrediente, despre asta s-a mai schimbat, mai exact. Acum nu mai poți folosi anumite ingrediente de origine animală, nu mai poți folosi anumite ingrediente care acum se consideră alergen, adică alergen cu risc mare de a declanșa alergii. Și atunci, practic, de-aia parfumierii de astăzi trebuie să țină cont și de legislație și de toate lucrurile astea, dar să mențină și mirosul. Și se lucrează mult mai mult. Și e o muncă chinuitoare ca să ajungi să păstrezi o aromă făcută cu Opium. E lansat în 77, dacă nu mă înșel. Așa, oricum, pe acolo, 70 și ceva. Iar ăsta, na, e, cred că e parfumul ediția de prin 2017, 2000, nu mai știu, în fine, pe acolo. E cea mai, una din cele mai recente. Și atunci... munca parfumierului de astăzi este și mai grea, că el trebuie să combine, așa cum am zis, să scoată aroma de atunci, dar să respecte toată legislația și toate cerințele de astăzi, da? Pe de altă parte, da, și partea de ingrediente, uneori unele sunt mult prea scumpe ca să poți să mai scoți parfumul la un preț așa, trebuie să-l înlocuiești cu o substanță de sinteză și, atenție, o substanță de sinteză nu este neapărat mai rară decât una naturală. Că până la urmă, maestria unui parfumier, da, constă și să știe să selecteze de-astea naturale și să aibă acces, da, e ideal. Dar până la urmă, maestria lui este că poate să scoată și el în laborator din chestii nu foarte nobile, poate să scoată arome nobile, ca să zic așa. Bun. Asta a fost recomandarea mea de parfumuri, așa, pentru temperaturile astea care încep să scadă. Și continuă telenovela cu parfumurile. Stați pe pace că continuă.